Salut, eu sunt Tudor, iar astăzi începem o nouă serie în care vom analiza pe rând fiecare grupă de la Euro. Pentru că aceasta este săptămâna premergătoare acestui turneu. Deci, fără să mai spun la discuții, vom începe cu grupa A, unde se află 1, țara gazdă Germania, care este calificată direct, astfel a jucat numai amicale. În primele amicale pierdea cu scoruri rușinoase, multe echipe mult mai slabe decât aceștia, iar astfel aceștia l-au concediat pe Hansi Flick pe data de 10 septembrie. Noul selecționer urma să fie Julian Nagelsmann, care în trecut mai antrenase Bayern München, Leipzig și Hoffenheim. Iar rezultatele au început să se îmbunătățească. Aceștia au reușit să învingă echipe puternice ca Franța, Olanda și SUA, dar și în ultimul meci pe Grecia cu scor de 2-1. Aceștia au un lot în care principalele vedete sunt Joshua Kimmich, Jamal Musiala și veteranul Thomas Müller, care are doar 36 de ani. Overall, aceștia sunt o echipă puternică și au un amestec perfect între tinerele talente și jucători experimentați, că au câștigat în trecut chiar și Cupa Mondială din 2014. A doua echipă din grupă este Ungaria. Aceștia au jucat în calificări în grupa G, alături de Serbia, Muntenegru, Bulgaria și Lituania și au învins toate echipele cel puțin o dată. Pe scurt, multe rezultate bune din partea unei naționale foarte în formă. Aceștia au terminat grupa pe primul loc. Principala lor vedetă este Dominic Szoboszlai, care joacă la Liverpool și are o cotă de 75 de milioane de euro. Aceștia au făcut niște figuri frumoase la ultimele turnee finale în Nations League, ediția trecută terminând chiar pe locul al doilea, învingând Anglia 4-0. Pe Transfermarkt, echipa lor are o cotă totală de 164 de milioane de euro. Aceștia au o echipă ce poate produce mereu surprize și va fi foarte spectaculos să-i urmărim. A treia echipă este Scoția. Aceștia au fost în grupa A, alături de Spania, Norvegia, Georgia și Cipru. Aceștia au reușit să producă rezultate spectaculoase și au învins chiar Spania 2-0. Iar în retur, aceștia au avut un gol anulat spectaculos. Nu mă întreba de ce anulat. Iar ei au terminat astfel grupa pe locul al doilea, la 4 puncte de Spania și urmau să se califice direct pentru al patrulea lor turneu final. Însă, aceștia nu au trecut niciodată de faza grupelor și din acest motiv nu cred că o vor face de data aceasta. Principalele lor vedete sunt McTominay și McGinn, jucători care joacă în Premier League la Manchester United, respectiv Aston Villa. În total, echipa Scoției valorează 207 milioane de euro și rămâne să vedem ce vor face aceștia. Iar ultima echipă în acest videoclip este Elveția. Aceștia au fost în grupa României în calificări alături de Israel, Kosovo, Belarus și Andorra. Dar tot am menționat pe România, ei au fost coșmarul Elveției numărul 1. Aceștia au obținut un singur punct și acela acasă, după ce Mihailă a marcat o dublă în minutul 90 versus aceștia. Iar în retur i-am bătut 1-0 pe arena națională. Însă aceștia au avut la rândul lor meciuri în care au câștigat și au produs demonstrații de forță în prima și a doua etapă. În total i-au terminat grupa pe locul 2, iar principalele lor vedete sunt Granit, Xhaka și Shaqiri, dar și tinerii Okafor și Embolo. La ediția trecută, aceștia au produs surpriză și au eliminat Franța în optim, chiar pe arena națională. Sommer a fost erou și a apărat penaltiul lui Mbappé. Și cum am zis, la final trebuie să dau și un pronostic. În opinia mea, cred că așa se va termina grupa: Germania pe 1, Ungaria pe 2, Elveția pe 3 și Scoția pe 4. Rămâne de văzut dacă Elveția se va califica.
Aceasta a fost prima parte din avantpremiera Campionatului European 2024. Dacă ți-a plăcut, nu uita să dai like. La 5 like-uri voi posta partea a doua cu grupa B. Până atunci, eu am fost Tudor. Pa, pa!